pentru că am văzut-o pe Andreea Esca purtând un tricou cu Te iubesc. Zim cine, azi e primul Te iubesc dintre tine și soțul tău. Cred că eu. Da, pentru că eu sunt, nu înseamnă că și simt. Hai că iar mi-au hate la bărbați. Nu, că nu e bine. Deci eu după toate interviurile mele mi-au hate de la bărbați. Femeile zic, mamă, ce mișto, ești un om. Și bărbații hate la greu. Că ce zici, că, că te n-ai milă, că te refelești, că-ți bagi joc, că nu știu ce. Că o să ajungi o singură, bătrână singură. Care... Singură că ești măritată. Păi da, de-i zic că în 5 ani să ne vedem cu gândirea asta. Bun, deci da, eu mai zic și te iubesc, nu neapărat că nu simt. Mă, ia valul, momentul, lumânărica, și zic te iubesc și nu am chestia asta să zici înapoi, bine că am zice omul, că săracul ce să zic, se simte prost, știi? Dar asta zic, n-am nicio problemă în a zice te iubesc, iartă-mă, să rumână, eu zic tot lumea, sunt multe lume, și pe stradă, dacă zic să rumână, se șochează lumea, știi? N-am nicio treabă, care-i treabă, adică... Deci perfect, tu ești femeia care zice nu stai că stai să-l aștept pe el, că stai că mi-e frică, că 3 luni, că d-astea, n-ai nimic. Poate aveam la 20, că aveam, nu știu, citeam și trebuie să fim misterioasă și atunci eram bună. Da, cu nu mai. Auzi, apropo de asta, e mai bine să fii pe față, adică directă, total, cum ai zis și tu, că spui dacă vrei să spui te iubesc, sau misterioasă? Păi da, dacă vrei să arzi niște etape și să ajungi undeva, e ideal să nu fii misterioasă și să-ți arăți adevărata față. Dacă omul vrea să... Știi cum e? Ce scoți la vânzare? Asta cumpără omul. Dacă tu scoți altceva la vânzare, știi? Eu am o vorbă, campania electorală. Dacă faci campanie electorală, știi, și începi, hopa, uite-mă, eu sunt așa și sunt așa și sunt așa, normal că omul și-a mega țeapă și după aia nu știi de ce se retrage, știi, the ghost. Am înțeles că acum e la modă, ghosting. Uite, știu, n-am trăit, da?